I didn't even have to fake that one. Și când m-am dus eu ouăle, am dat-o pe găină deoparte și era neagră de paduchi. Era neagră când am pus mâna, dar n-am văzut prima dată și când mă uit tot așa urcau pe mine și am zis că vai de mine. Păduc de aia de găini. Da, dar știi că nu stau pe noi. Pleacă, nu le place. Da, da, cad. Există păduc, de exemplu, de porc care stau în zona inghinală la oameni. Ok. Și dacă gen vreau să iau niște păduc de aia de găini, să-i duc gen să fac, să-i pun cuiva în pat, rămân acolo? Du-ți la voc! Putem să începem? Hei, salut YouTube! Bine ați revenit la faimosul show! Ești mai prost ca Silviu Fire! Astăzi, alături de noi, avem pe Bianca, a.k.a. Amy Claire, a.k.a. Regina TikTok-ului, a.k.a. Cea mai hot persoană care dă la vaci. Însoțiți de Corrado Catanis, ca de obicei. Despre ce o să vorbim astăzi? Mulțumesc de întrebare, dragă Silviu. Astăzi vom vorbi despre tradiții, obiceiuri și vorbe de duh. Am să încep cu prima întrebare. Descrieți-mi, vă rog, obiceiul care se numește tăierea moțului. Am un hint pentru Silviu. Nu este când tai prepuțul. Deci eu am zis că se face la un an și că îți dă tava aia cu obiecte de pe care alegi destinul. Wow! Nu știam că se face la un an. Am scris și eu același aspect în legătură cu tava. Copilul va alege de pe o tăbliță ceea ce va face în viață, cică, și mâncăm și bem degeaba. Ați spus ok, un punct pentru fiecare și dacă vreți încă un punct, scrieți-mi ce obiecte se pun pe tavă și de ce. Eu am zis bani, stilou, că gen zice că ești avocat, drujba electrică SL77245E și chitară. Dar nu știu dacă e, adică d-astea pentru ca să vadă dacă ești artist, gen. Gen ce fel de chitară? Păi mă gândesc o miniatură sau ceva, ca să vadă dacă ești artist. Ok, dacă ok. Ești... Eram curios să văd ce, dacă chiar o miniatură sau îi pune o chitară. Da, da, nu, și, îi pune și drujba e tot îi pune o miniatură. Un bas pe aia. Păi pe nu încape un bas lângă drujba aia. Ruj, bani, bijuterii, stetoscop, cărți și pix. Ok, Amy are dreptate mai mult ca tine. Se pun într-adevăr obiecte și în funcție de ce alege pruncul se spune că ajunge, cum ai zis și tu, dacă ia stilou avocat, dacă ia bani ajunge politician, am dreptate. Următoarea întrebare este pentru bunicii care se uită la noi. La vog. Care din următoarele sărbători are cruce roșie în calendarul ortodox? A. Vinerea Mare, moartea și îngroparea Domnului. Are un titlu așa mai cinematic ca această sărbătoare. Vinerea Mare, două puncte. Da, exact. B. Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Eu nu înțeleg. L-au găsit și l-au pierdut și după l-au mai găsit odată. Și gen, that's what they called it. C. Sfântul Sisoie cel Mare. Sau D. Lunea Sfântului Duh. Ăla de iese din lampă. Da. Și i-au făcut sărbătoare. Ăla devine și aprinde lumina la Israel. Îi șoptește în cască lui Mihail Neamțu. Divorțează. Eu am zis A. Și eu tot A. Răspunsul este D. Ce? Da, este Lunea Sfântului Duh. Atunci se face dezlegare la... Care era prima? Prima era Vinerea Mare. Nu este cu cruce roșie. Nu este cu cruce roșie, conform ortodox.info. Dragi prieteni din comentarii, nu uitați, foarte important, scrieți-ne în comentarii că Bușul se înșală și că habar n-are despre ce vorbește, pentru că dumneavoastră ați fost la biserică și ați întrebat pe popă și popa a zis e cu roșu. Sunt curios, Emil, la voi la țară, gen,
Cum se cancelează cineva? That's a good question. Vii prea porno la biserică, dar e cea mai nașpa chestie la împărtășanii, gen... tu crezi că doar popa știi, dar știi toată lumea din sat. Mamă, deci popa e sifon! Da, mi-a povestit bunic-mea că s-a dus și s-a împărtășit la popă și a dat o informație... Sora lui bunica a lucrat ceva cu serviciile secrete acolo, cu armata. Și a zis la popă și popa a dat în gât pe om acela și a luat la închisoare după împărtășanii. That's not funny, though. Am să vă propun următoarea situație. Aveți un prieten bun cu care nu ați mai ținut legătura, aflați că are copil și sunteți invitați la botez. Cât se cuvine în anul 2023 să lăsați în plic? Informația la care mă raportez este luată de pe fanatic.ro dintr-un articol despre cât se lasă în plic la botez. Și microbiștii merg la botezuri. Și microbiștii merg la botezuri, așa este. Pentru ce oraș? Pentru Suceava sau pentru București? Acum hai să ne raportăm la București. Nu știu! Nici nu știu cât s-o dă la nuntă. Arătați la cameră. Am zis 1000 de gon. Silviu are dreptate! Amy, ești foarte generoasă. Nu știu. Se pare că merge foarte bine TikTok. Dacă ăsta cu două canale de YouTube, nu mai zic. Dacă e gen cât zicea în articol? Între 800 și 1000 de lei se cuvine să dai de persoană. De persoană, de da. Persoană. De persoană, da. Și dacă suntem două, dăm 20 milioane. Da. Apoi ăștia erau banii acolo pentru două persoane. Urmează o întrebare mai superstițioasă, așa. Dacă îți cere cineva un ac și ață, de ce e bine să nu îi dai? Are legătură cu aia de mai devreme cu prepuțul? A. Ca să nu-ți împuținezi norocul. B. Ca să nu-ți fure soarta. C. Ca să nu-i dai zile din viața ta. Sau D. Ca să nu-ți coasă strâmbe, frate. Trebuie mai să zici ca să nu moară măta. Amy are dreptate. Ca să nu îți dai zile din viața ta. Bă, ce chitroși sunt românii. Ce chitroși sunt românii. Îți dai seama ce trebuie să inventeze ca să nu-i dai unui om un ac și o ață. Dă bă, și mie să-mi cos pantalonii ăștia în cur. Urmează întrebarea numărul 5. În anumite zone din țară, la înmormântare se ia o găină și se dă peste mormântul defunctului. Găina este după, de obicei, dăruită groparului. Ce însemnătate are datul găinii peste groapă? Știi de așa ceva? Așa se numește. Asta datul... e doar la Ardelen, da. Datul găinii peste groapă se numește și v-am pregătit și variante. A. Să-i dea aripi celui defunct. Să-l duc în viața de-apoi. Okay. O găină. Și imaginez pe bunică, tu mori la 80 de ani cu aripi de găină. B. Să alunge sufletele rele. C. Să se asigure că cel defunct nu pleacă flământ în viața de-apoi. Sau de să simbolizeze, să simbolizeze starea de piele de găină pe care o avem toți la mormântări. Piele de găină, Jonuțule, a murit bunica miu. Da, efectiv. Sau cum aș mă gândesc, că eu crescând la țară, eu stau lângă cimitir, ca să înțelegeți, și eu când deschigeam aud slujba la biserică, cum îi îngroapă pe ăștia. Și eu știu foarte multe chestii de-astea și în capul meu au foarte multă logică, știi? Că sunt obișnuită cu ele și că am crescut cu ele. Și au toate logică. Toate sunt absolut briliante. Așa funcționează viața. Răspunsul era B, să alunge sufletele era prea basic. Rele. Care e semnătatea găinii atunci? Da, dar ce treabă e găina cu sufletele rele? Păi... Urmează o întrebare la care am nevoie puțin de imaginația voastră și ea sună cam așa. Imaginați-vă un om care a sărbătorit căderea lui Traian Băsescu. Vizualizați-l în mințile dumneavoastră. Acum vreau să-mi spuneți cum ar serba un astfel de om Paștele. Eu știu exact la ce te referi. Amy, dacă ți-ar fi mai ușor, poți să-ți dau un hint? Da. Este un băiat care pe internet prin anul 2012 avea un video în care făcea: a căzut Băsescu, a căzut Traian Băsescu.
A sărbat cineva de acolo căderea lui Traian Băsescu? Nu, toată lumea era foarte tristă. Aia era cu Băsescu, da. Era pe perioada aceea când era divertis la televizor și Cronica Cărcotașilor și era acest președinte absolut amuzant și șarmant, dacă vrei. Și smart 2 era... Da, eu memă cu un băiat pe care îl cheamă Kitsune, care a făcut asta, ce ziceam, cu Traian Băsescu și a fost foarte viral. Și după are un video de Paște. Hristos a înviat? Hristos a răspunat. Fatality. Știți cum este cu aruncarea buchetului la femei, dar există și o versiune echivalentă pentru bărbați. A. Flăcăul care joacă hora cel mai mult fără să se oprească se va însura anul acesta. B. Mirele aruncă jartiera miresei către flăcăi neînsurați și cel care o prinde se va însura anul acela. Va participa la noaptea nunții cu... C. Primul flăcău care îi aduce miresei un pumn de sare se va însura anul acela. Sau D. Se dau 8 turi cu mașina pe ulița satului și șoferul cu tigaia care troncă în cel mai puțin poate să-și aleagă pe orice femeie din sat. Eu am pus A. Eu am pus C. Este B. E cu jartiera? E cu jartiera! No! Bro, that's some cuckolding shit, da, what? Da, da. Deci de asta se scoate jartiera? De asta se scoate jartiera, da. Jartiera miresei se aruncă la băiețandrii? Da, da, da. Și cine o prinde, și el. Care din următoarele zicale nu este o zicală românească? A. A pune gaz pe foc. B. A da apă la moară. C. A da ovăz la cal. Sau D. A da băuturi alcoolice lui Răzvan Boanchiș. Bun! Vă anunț că pot fi mai mult de una. Care nu este. Da, care nu este. I-am pus ce? To give porridge to the horse, e faimoasa zicală englezească. Ok, Silviu are dreptate în condițiile în care presupun că D se înțelegea, da, că nu evident, e. Da, că D era la Caterinca. Amy, a turna gaz pe foc este o zicală. Mă gândeam că simt prea că știu ce n-am avut gaz, când s-a inventat expresia aceea și că a fost toată de la alții care erau mai înaintea noastră. Eram mai de la aia care aveau butelie. Nu știam că există gaz privilege. Sincer, noi nici acum nu avem gaz la Suceava. Care din următoarele grupuri de femei sunt surorile Oșoianu și v-am trimis un link? Doamnele de la ce? Sunt de la noi din zonă, cred că sunt undeva pe la Ciocănești. S-au dus să ciocănească și la o nuntă. E un oraș de ciocănare acolo. Ciocănare înseamnă p***ac. Eu am mers pe varianta A. Amy are dreptate, era varianta B. Au domnule cu mixtape-ul. Am căutat femei populare. Femei populare! Așa ai găsit și poza cu Delia și Oana. Da. Pe 15 august și pe 8 septembrie se sărbătorește Sfânta Maria. Dacă urezi cuiva la mulți ani pe 8 septembrie, s-ar bucura. Dar dacă o faci pe 15 august, probabil s-ar supăra. De ce? Păi nu te mai uita. I-am terminat. Am terminat testul meu, doamna. Citește-ne ce este acolo. N-am știut răspunsul, dar am știut să spun că pe cea din august e Sfânta Marie Mare și în septembrie Sfânta Marie Mică. Și am zis că poate să supăr că în august e ceva cu moartea. Zic că acolo e ceva cu morții, cred că ai uitat să scrie mătii, că n-am mai avut. Eu am zis, și cred că ăsta este răspunsul corect, că pe 15 august adorme, să culcă, dorme o noapte bună. Și ca gen atunci să duce în... Să, nu? Și gen e nasol să zici atunci că gen atunci moare. Dar se scoală înapoi pe 8 că îi sună ceasul. Așa este. Easy! Nu, stai puțin, nu, nu. Să fie clar, nu se scoală înapoi. Acum nu. Nu, gen moare și atât. Iisus e singurul care se mai scoală. Păi și atunci ce se înloc pe 8? Pupă, e ziua ei. Pe ce dată se servează boboteaza și...
ce simbolizează? Tot ce pot să spun despre această sărbătoare este că este cea mai homoerotică sărbătoare din calendarul creștin, pentru că atunci știu că se aruncă băieții la bustul gol în apă, da, și se ating pe acolo, să n-am înțeles ce se întâmplă. They're Joe Roganing. Da, 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 da. Și să, nu știu, să până să bălăcesc acolo, să nu știu ce, nu știu. Cam atât știu despre bobotează. E iarna, asta e clar. Da. La noi de bobotează vine popa și cu mai mulți copii de pe stradă și strigă la poartă: "Chiura lesa!" Ok, ce înseamnă asta? Nu știu, dar le dăm portocale. Într-un an, după ce a venit popa cu chiuralesa. Dar ce înseamnă chiuralesa? Nu știu, să strigă. Sună ca ceva ce a înțeles semi greșit când eram mică. Așa, gata, e. Sună ca un cuvânt în portugheză. Așa. Erau pe masă, așa mi-a aduc aminte, două portocale. Și după ce a venit popa și-o... Pus o banană. După ce o sfințăm prin casă, am văzut acele două portocale și le-am mâncat. În noaptea aceea am leșinat de trei ori din cauza lor. Gen... De atunci nu mai pus mai mult portocale. Gen, mi-e super rău de la ele. Și le-am mâncat, erau sfințite, gen, de asta le-am mâncat, adică păreau să aibă. Intrase diavolul în ele, nu știu dracu era. Da. Însă n-am cum să pățesc nimic, le-o și-o sfință popa. Mai rău decât de la portocalele cele sfințite, nu mi-a fost în viața mea. Auzi, da, le-ai mâncat cu sau fără coajă? Ok, I guess nu știi nimeni, aveam un follow-up. Da, asta nu, cred că știe, știi. Eu știu, pot să spun câte ceva despre bobotează? Nu, zi-mi pe ce dată e. Este în ianuarie, pe data de... până 6 sau 8. Care din ele? 8. Nu. Era pe 6. Și ce este? Ce se serbează de bobotează? E foarte frig, deci acolo vine și... Eu acum sunt la română, știi? Și trebuie să pui orice pe lângă. Că vine gerul bobotezei, că nu scoți o piatră afară, cât e frig. Nici pietrele nu le lăși afară de frig. Păi da, dar ce... Nu știu, man, habar n-am, nu trebuie să mănânc. E, ok, gândiți-vă la nume. Bobotează. Da, man, e ceva atunci la boteza pe al mic, pe... copchilul Iisus. Exact. Da. Păi, exact, asta este. Mare. Ok, Silviu. Ce crezi că nu știe Emi asta? Eu nu știam. Ce trebuie să faci de bobotează ca fată ca să-ți visezi ursitul? Păi, atunci când trebuie să ieși goală la ora 12 și trebuie să-mi fântână. Nu. Nu știi? Nu, ce? Stai, ce? Deci, știu că cel puțin de Sfântul Andrei trebuie să postești în ziua aceea, eventual să faci post negru. Cu o seară înainte trebuie să dormi cu busuioc sau cu ceva, o plantă de asta aromatică supernă. La ora 12 să ieși goală și să te uiți în fântână și să spune că o să-ți vezi alesul, sortitul, și o să-l și visezi. Și în fântână e preotul cu camera. Câte superstiții legate de mâncărimi puteți să-mi numiți? Gen, te mănâncă o parte a corpului. Și ce se întâmplă dacă te mănâncă? Bun, eu-s gata. Bine. Eu doar două. Eu am zis că dacă te mănâncă palma stângă egal bani și dacă te mănâncă în cur egal neastâmpăr. Și am scris cur advertising friendly. Amy? Am scris că te mănâncă palma este pentru... Există două conotații la noi, cel puțin, pentru palma dreaptă și pentru palma stângă. Pentru palma dreaptă mi se pare că dai și pentru palma stângă iei bani. Te mănâncă în fund. Te mănâncă în fund. Că... Ai scris cumva te mănâncă limbricii? Da. Ok. Când ești agitat, când n-ai stare... Știe cineva ce este la un limbric? Eu știu. Ce? Am făcut lucrarea de licență pentru despre asta. E gen, ai vierme la cur. Este Ascaris lumbricoides sau limbricul, care e viermele la lung, alb, și stă în intestinul gros și poate să iasă pe nas sau pe urechi sau pe... Deci eu am zis superstiții, deci nu neapărat vorbe. Asta cu mâncat un fund, te mănânc limbricii, mai mult... N-ai astâmpăr spus altfel. Superstiția că te mănâncă și trebuie să dai sau să iei bani, cam aia e o superstiție. Te mănâncă foamea! Ce se întâmplă dacă mănânci din vatră? A. Moare măta? A ajuns! A fost foreshadowing cumva. B. Îți crapă pereții casei? C. N-ai să-ți mai poți potoli foamea? Și de, aici iar am nevoie puțin de imaginația voastră, ajungi concurent la te cunosc de undeva, că gen e funingine și ți ajunge pe față și faci din greșeală blackface. Vreau foarte mult să pun să-ți moară măta, dar e clar că nu. Am pus B. Am pus C. Era A, îți moare măta. Oh, really?
Dacă bagi mâna în vatră, moare mâna. Dacă mănânci din vatră. A, dacă mănânci. Dar ce poți să mănânci din vatră? Cărbun, ce dai cu mănânci? Păi nu, dacă, cred că ideea e să nu-ți gătești în vatră, știi? De ce? Nu știu. Nu faci tu o pizza, o napoletană? Că nu-i de bun simț. De ce? Ce înseamnă să bați apa în piuă? I-am zis să tot repezi ceva la modul stupid. Nu, este să tragi de timp, să o cam freci, să o lăbărești și mai departe. Un punct, Amy. Să aduci apă după ce s-a stins focul. I-am zis să faci ceva degeaba. Nu mai știu scris. Ce scrie? Să ajungi prea târziu, să nu mai ai rost ceva. Este răspunsul corect. La ambii? Nu, la ea. De ce? Următoarea și preferata mea, interesul poartă fesul. Aia dacă o știi, nu? Adică o știi toată lumea. Eu n-am auzit asta. Nici eu n-am auzit. Niciodată interesul poartă fesul? Nici eu. Interesul poartă fesul. E atât de cor proverb pentru mine, că nu știu cum să-l explic în alt termen. Sună exact ca un vers puia. Interesul poartă fesul. Nu știu cum să explic. Dacă nu știi, așteaptă să răspundă Amy și după îmi zici pe gură. Da, ok, asta o să fac. Nu știu, Zău, chiar nu știu ce înseamnă. Descrie conceptul de a avea un interes, nu e așa? Păi adică, dacă măta îți lasă apartamentul din Piatra Neamț, o face ca să-i dea o cană cu apă la bătrâneți. Astfel, interesul poartă fesul. Dar cumva are și un sens meschin de că o faci din interes, că da. Interesul primează, nu bunătatea, exact, omenia. Exact, exact, bun. Mulțumesc. Hai că a reușit în alfabetul. Interesul primează. Următorul este... N-aduce anul, ce aduce ceasul. Cine p***a mea vorbește așa? Este întrebarea mea. Când ai gândit ce anul, ce aduce, nu știu, banul sau ce, ceasul? Nici măcar nu ghimează. Uitați aici, compunere. Ia, ce ne-ai zis? Am zis că, adică se întâmplă uneori mai multe lucruri într-o oră decât într-un an. Adică, nu știi ce o să-ți rezervi viitorul. Damn! Amy is kind of slaying. A fost răspunsul exact. Așa vorbim la noi acolo, la Suceava, adică... Mamă, chiar ai folosit vreodată acest... Da, cum? Da? Deci ar trebui să mă filmez, să vă arăt cum vorbesc eu cu bunicile mele. Te rog, I-am văzut, da. Eu trăiesc în 1900. Wow, este superb, absolut superb. Și acum are ăsta accentul de oraș, dar gen când vorbește cu bunicile e... abia înțelegi. POV, ți-a tăiat o pisică neagră calea. Ce faci să scapi de ghinion? Repede, zi! Te întorci înapoi, gen, dai 8 pași în... Scuipi în sân? Tragi o flegmă în kilos. Dacă ar fi să iau răspunsul tău și cu răspunsul ei, ar ieși un răspuns corect. A, asta e? Te întorci înapoi și scuipi în sân. Ați vorbit serios că asta da, e? Da, da. Mor. Amy te-a dominat. În această zi frumoasă. Ei, ce surpriză! Încă un om care nu este mai prost ca mine. Amy, cum te simți știind că nu ești mai proastă ca Silviu Fire? Mulțumesc foarte mult! Ideea este că dacă refacem mâine acest test, o să iasă total invers. Adică nu există nicio garanție în acest test. N-aduce ziua cea cum adică? Clip. Acest test a fost făcut de profesioniști. Și a fost aprobat de Ministerul Învățământului. Da. Actually. S-au uitat 4 oameni măcar pe acest test și toți au zis, e super ok. Îți mulțumim de participare, Amy. Într-adevăr, nu ești mai proastă ca Silviu Fire. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați asistat la noul episod din Ești mai prost ca Silviu Fire. Pe Amy o găsiți pe TikTok, e regina TikTok-ului acolo. De asemenea, pe Amy o mai găsiți pe Instagram, aveți link-urile în descriere. Mulțumim Bușu pentru prezentarea acestui show magnific. Sunt un om red-pilled, toată lumea știe asta. Da. Ne vedem la următorul, dați voi like, nu fiți scârțari. Toate cele bune. Pa! Bun, și acum să facem o dată în care câștig eu.